Bine v-am găsit, stimați telespectatori, despre cutremurul, să zicem, fizic, geofizic din Turcia. Știm deja cu toții, se dau imagini în buclă de către marele televiziuni. Am vorbit aseară și am prezentat cum descria un cutremur de pe vremea lui Ștefan cel Mare, Mihail Sândoveanu Frațișderi. Poate cu această ocazie v-am făcut și cred că o să continui această acțiune de a vă întoarce la Mihail Sândoveanu, un scriitor de geniu, pe de o parte terfelit de tefeliștii din România, care ei sunt analfabeti și oricum n-au citit nimic, nici și SMS-urile le citesc foarte greu, ălea cu diacritice și mai greu, ă, și ță, și un scriitor de geniu distrușit de școală, care i-a obligat pe elevi să învețe tot felul de prostii despre un loc. El se dovea, nu trebuie învățat, trebuie citit, să vină cineva să citească din El Sadoveanu, că e de ajuns. Înaintea acestui cutremur, care a cutremurat toată lumea, ca să mă exprim un termen coțofeniști, a avut loc, și anume vineri, 3 februarie, un cutremur politic uriaș, care, sigur, la noi a trecut sub tăcere, că, na, la noi acum, în seara aceasta, este un orgasm total mediatic, mai ales la Antena 3, despre vizita lui Zelenski, turneul lui Zelenski. Antena 3 și-a oprit, și-a întrerupt, se transmite apa acolo și a transmis în direct, de la Paris, venirea mărețului, marelui Zelenski. Am dat un exemplu. Da, CNN, Șopron, CNN, Antena 3, zise și Șopron, CNN. Bun. Ministrul de interne al Turciei a făcut o declarație, a lansat un atac de o rară violență împotriva ambasadorului american. Asta se întâmpla pe 3 februarie la Istanbul. Ambasadorul american este din 2 ianuarie 2022, este pus de administrația Biden și de atunci a avut numai conflicte cu conducerea țării, deoarece este, cum era pe la noi, erau niște ambasadoare pe la noi, nu știu, finlandeze, nu știu, este băgăreț. De fapt, a încercat să fie în Turcia ceea ce la noi nu ambasadorul ăsta, însărcinat portarul de la ambasada americană, a fost pentru România, adică declarația, ăla ce a fost Zuckerman, mai țineți minte? Doamne ferește, se ducea el, lua vin cu Butoiu, cu Ludovic Orban, se ducea mai avea un pic și, cum să zic, îl pupa, nu era să zic așa, îl împăloșa de sărutări pe Ludovic Orban, da? Și cum, de atunci am remarcat și am spus, domnule, ambasadorul, inclusiv ambasadorul sovietic pe vremuri, a fost discret, adică poți să spui, să bați cu pumnul în masă și fără să se vadă. Bun. Acest ambasador a avut foarte multe conflicte, pentru că a intervenit fățiș în favoarea opoziției, a exagerat și a arătat clar că scopul ambasadei, dar și al CIA, este răsturnarea lui Erdogan. Ia să vedem ce a zis ministrul de interne și a spus așa. Bine, fiecare ambasador al SUA se întreabă cum poate dăuna Turcia, a fost una dintre cele mai mari nenorocirile Turciei de ani de zile. Ei adună alți ambasadori și încearcă să le dea sfaturi. Ei fac același lucru în Europa, ca și ambasadele SUA conduc Europa. Așa este. S-a gândit cum ar proiecta asta în Turcia, dar există o persoană care lasă ca jocul și aceasta este președintele Erdogan. Da.
Și în final, luați-vă mâinile murdare de pe Turcia, sunt foarte clar, știu foarte bine cum ați vrea să creați conflicte în Turcia, ia-ți fața rânjită de pe Turcia. Ministrul de interne, care știe ce știe, s-a referit la jocurile pe care le face ambasada Turciei, dar și CIA-ul pentru a-l răsturna pe Erdogan. Am ajuns însă luni, a avut loc cutremurul și, după părerea mea, este și titlul unui editorial pe care îl public la gândul lui Cristoiu, cutremurul va fi un excelent prilej pentru ca America să-l răstoarne pe Erdogan. Fie la alegerile, dacă vor avea loc, trebuie să aibă loc alegeri mai, fie prin manipularea unei revolte populare reale, așa cum s-a întâmplat în Iran. Mai țineți minte că, folosind presa lumii ca, așa, ca un măsor, marea presă care a lumii occidentală, americanii au declanșat, sigur, pornind de la nemulțumiri reale din Iran, o operațiune de destabilizare, nu le-a ieșit, atât că acum deja iranienii au dat și un fel de grațiere. Scenariul s-a petrecut și la noi în decembrie 89, adică folosirea unei bombăneli, nemulțumiri mari populare pentru a răsturna un regim. În cazul de față, ați văzut că deja a început marea presa lumii, coțofenele din marea presa lumii, se transmite că populația este nemulțumită de ajutoare. Păi, stimați telespectatori, când a fost Katrina, America a fost mai slabă decât Consiliul Județean Vaslui. Mai țineți minte? Un dezastru. Și acum, când a fost furtuna de zăpadă. De regulă, poți să fii cea mai organizată țară din lume, tot nu reușești să faci față, să administrezi un asemenea dezastru. În cazul Turciei este un dezastru. 15 milioane de oameni trebuie să le dai în primul rând să salvezi. Și atunci, sigur că este o nemulțumire, vine Fatuca, bagă microfonul, eu sunt nemulțumit că statul turc, tot se nemulțumit. Și sigur că după asta se amplifică. Dacă ar fi vorba de regimul Iohannis, care este un regim de Kellner, vorba ungurilor, cu ce vă pot servi, nu s-ar amplifica asta. Bun. Deci avem, după părerea mea, sigur se va folosi cutremurul pentru a pune la cale o destabilizare. De care este, de la ce se referă ministrul de interne și la care este originea conflictului, campanii, mașinărie puse la cale de americani pentru a răsturna pe Erdogan. După al doilea război mondial, Turcia a fost o colonie americană, o bază militară NATO a americanilor și, așa, un fel de copil cu minte, o, nu știu, o chelneriță de treabă. Două instrumente au fost prin care Turcia a fost ținută sub control până la Erdogan. Anume, în America s-au școlit, așa cum s-a întâmplat și în cazul țărilor bananiere din America Latină, ofițeri. În numele parteneriatului strategic și al faptului că Turcia este membră NATO, veneau la școală în America ofițeri turci, care erau racolați fie să fie colaboratori, fie să fie formați, să fie supuși cetățenii ai Americii și nu ai Turciei. La întoarcere, dacă cumva alegerile scoteau un guvern civil care nu convenea stăpânului american, atunci avea loc o lovitură de stat militară pe care o dădeau militarii, acești ofițeri. Este o lungă tradiție postbelică a Turciei în acest caz și venea unul, după lovitura de stat militară, venea un guvern, un regim așa cum îl vrea America. Trebuie
Ce vreau să spun, tentativa de lovitură de stat eșuată de pe vremea lui Erdogan a dat posibilitatea lui Erdogan să scape de toți acești ofițerași, ofițeri, care erau de fapt agenții americanilor. Și atunci, în Turcia, a guvernat și guvernează un guvern civil, rezultat din alegeri. A doua formulă prin care americanii au ținut Turcia în ultima bancă și de treabă a constat o cultivare în exces a doctrinei lui Atatürk privind Turcia fără coadă. Atatürk, care a fost un modernizator, dar un dictator al Turciei, a impus chiar prin dictatură, chiar prin măsuri foarte dure, o rupere a Turciei, asta s-a întâmplat în perioada interbelică, de uriașa tradiție istorică a Imperiului Otoman. S-a interzis să se vorbească despre Imperiul Otoman și în același timp tot Atatürk a europenizat Turcia, de mai avea un pic și turcoaicele care erau islamice, umblau în chiloți. Erdogan, când a venit, a venit cu o doctrină numită neo-otomanism. Cred că despre ea v-am povestit de mai multe ori. V-am spus că și Omar Pamuk, în memoriile sale, asta este un scriitor turc de premiu Nobel și chiar dezident, face elogiu otomanismului. Ce înseamnă? Adică Turcia, sub Erdogan, a descoperit că este moștenitoarea Imperiului Otoman. Mare, uriașă. Turcia mare. Nu întâmplător mă uit eu la serialele pe care vi le tot povestesc, cu Osman Întemeitor, ele, Ertuğrul, Arparslan. Nu am văzut ultimul episod, deoarece era luni și luni a fost cu tremurul și nu am mai dat, că probabil era divertisment. Deci, într-un fel, am scăpat săptămâna asta de pasiunea de a vedea nou episod. Și atunci, aceste seriale pe care le dau exemplu sunt comandate de către stat, foarte bine făcute și au menirea de a arăta turcilor, dar și lumii, că ce mari au fost ei. În aceste seriale se cultivă neo-otomanismul lui Erdogan sub următoarele aspecte. Se cultivă spaima de trădare, nevoia de unitate a turcilor, că triburile erau împărțite, dar mai ales, repet, o campanie propagandistică, dar bine făcută, împotriva acestei nebunii, aceste nenorociri care a fost la începuturile, înainte de a fi Imperiul Otoman, și anume bătăliile pentru putere din interiorul triburilor, din interiorul imperiilor. Da, e foarte important. Și nu ultimul rând, aceste seriale sunt și educații islamice. În fiecare serial este câte un imam, așa cu barbă, înțelept, cu tare, care povestește diferite lucruri din viața și zicerile lui Mahomed, din Coran. Din asta am ajuns acum, știu întâmplările din viața lui Mahomed, care le-a transcris cineva, nu le-a dat el, aproape pe de rost. Bun. Neo-otomanismul s-a manifestat cu precădere și în crearea, în readucerea monumentelor istoriei otomane, în transformarea, readucerea Sfintei Sofii la stadiul inițial de moschee, Atatürk o făcuse, nu știu, muzeu, dar mai ales în cultivarea anului 1453, mai 1453, cu cererea Constantinopole. Cred că am mai dat, o să vă dau acum filmat de mine, la nu departe de poarta pe care a intrat Turcia, au pătruns turcii, s-a creat în 2019, dar sper că nu mă înșel, un mare complex, o panoramă extraordinară, 1453,
Este una dintre cele mai vizitate obiective turistice, pentru că puteam să avem și noi o panoramă cu Mărășești. Ia să vedem cum arată firma de mine. Bun, ați văzut. O altă dimensiune a politicii neo-otomaniste a lui Erdogan a constat în faptul în a profita de o realitate, și anume că după căderea Uniunii Sovietice, o prăbușire Uniunii Sovietice, toată centura era pe sud, este o centură de țări foste turcomene. Azerbaijan, Kazakhstan, ăsta n-am, da? Uzbekistan. Ele au fost turci, turcomene, rusificate de ruși, că rușii sunt geniali, pe vremea Ecaterinei, după căderea Uniunii Sovietice, au devenit independente și au început să-și caute identitatea, și atunci Erdogan a lansat formula Turcia Mare, adică să fie influențate, să cadă aceste țări sub influența Turciei. Foarte important, Erdogan a vrut și încearcă să facă din Turcia un mare lider, un lider regional, un mare jucător regional. Evident că nu poți să fii jucător pe cont propriu, independent, dacă depinzi de America. Și atunci, sigur că Erdogan a intrat în conflict cu americanii. Nu au avut curaj să mute bazele NATO, așa cum bâiguie besencisme de generale care stau și cu babețica la emisiunea lui Gâdea și dau din cap ca să nu adoarmă. Deci nu puteau să mute bazele de acolo NATO, pentru că Turcia are o poziție geostrategică, este din comun. E acolo. Degeaba le aduce aici la Constant. Deci ai acolo baze, să poți.
ții Iranul, ții Afganistanul, ții chiar Rusia, pur și simplu. Turcia este o țară uriașă. Nu e numai Istanbul, unde ne cumpăram noi papuci în 1990. Și atunci s-a ajuns, desigur, la un conflict. El s-a adâncit în momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina. În cazul războiului din Ucraina, nu putem vorbi, așa cum încearcă telenoveliștii din presa noastră de război, de o prietenie între Erdogan și Putin. Erdogan a considerat, așa cum consideră și Victor Orban, că acest conflict este un moment pentru a spori rolul Turciei de lider, de jucător regional, poate chiar de lider, de mare putere. Și atunci a făcut acest joc, ați văzut, le-a dat dronii și ucrainenilor, nu a condamnat. Adică, încă o dată, nu era vorba nici de iubire, nici de antipatie ură față de Putin, ci era vorba de interesul național. Adică, în asemenea momente, cu excepția română, România nu avem ce discuta, că v-am spus, ea este mentalitate de chelneriță, sub conducerea lui Clauzin, în asemenea momente sunt țări care joacă pe propriu. Poți să piardă, da, poți să și câștige. Și asta a scos și mai tare din minți pe americani și de-aia ei și-au propus, așa cum arată și ministrul de interne, să-l dea jos pe Erdogan. Cutremurul este cel mai bun mijloc. Ia o și așa cutremurul din punct de vedere economic, e un dezastru, e foarte greu să mai vorbești de Turcia Mare, de rol deosebit, câtă vreme ai de administrat acest dezastru și sigur că ministrul de interne se referea la mașinăria pusă la cale de CIA și americani înainte de cutremur. Vă imaginați cum funcționează acum pretextul ajutorării victimelor va fi pentru americani, cred că aduc trei sferturi din Pentagon și din CIA. Și cred că și pe la Serviciul Secret al Armatei. Da. Aceasta este cu marea problemă la ora actuală, folosirea cutremurului de către americani pentru a scăpa de Erdogan. Bun. V-am spus la un... știți că nu de mult, în vara, în trecut, o țeavă Nord Stream a fost aruncată, a fost sabotată, spartă. Nici acum, bineînțeles că presa coțofenistă a zis, gata, rușii, nu aveau cum să fie rușii, că era țeava care unea de a ajungea la Germania gazda. Și nici acum nu s-a aflat. Acum era bănuiala că tot fi decât americani. Americanii, unul din scopurile acestui război cu Rusia, cu Federația Rusă, este învingerea Germaniei. Clar, ea era mult mai primă. Pentru ruși, pentru americani, rușii nu sunt periculoși. Pentru americani, singurul pericol sunt țările puternic industrializate. Nu. Rusia nu este o țară. China e puternică din punctul ăsta de vedere. Germania, o să vorbim. E venise al patrulea Reich sub Merkel. Pentru că primea aproape gaz aproape pe gratis de la ruși, producea mașini, cu ele inunda Rusia, era perfect. Războiul a făcut ca Germania să nu mai aibă de unde să tragă, să fie umilă. Uitați-vă la Opăritul, cum a venit repede la Paris să îl întâmpine pe Zelenski. Erau și penibile amândoi, să vii să îl întâmpine pe Zelenski. Sigur, a motivat că în felul ăsta motorul franco-german, că rahat, ce motorul franco-german? Nu există un motor franco-german, s-a dat că o fi motorul, unul tușește și unul era, să zic, sughiță, ca să nu spun verbul de rimă. Bun. Despre acest, deci, o documentare, un articol extraordinar despre faptul că americanii au aruncat
au sabotat acest țeavă, a fost publicat pe site-ul său de marele, marele, mare, uriașul jurnalist Seymour Hersh. De ce spun că este uriaș? Pentru că în 1975 CIA-ul a avut cel mai groaznic an din istorie. Au fost 3 ani scris de ATO, 3 anchete, una prezidențială, una a Congresului și una a Senatului. Și atunci a fost pusă cu botul pe labie CIA. Punctul de plecare al hărțuirii, dacă se poate spune, adică al spargerii CIA-ului, a fost un articol din New York Times publicat de Seymour Hersh cu trimitere pe pagina 1, 20, cât a fost? 24, așa, 24 decembrie, se minte, 1974. Era un articol de o documentare rară. Ia să vedem, a și intrat în istoria, chiar pe Wikipedia, este trecut în istoria presii. Ia să vedem cum arată. Ce spunea acel articol? Cu o documentare din interiorul CIA, repet, nu a fost virgulă care să fie greșită. Spunea că CIA-ul și-a încălcat statutul și a spionat în numele luptei cu Uniunea Sovietică, cum se întâmplă și acum, poporul american. Și se dădeau multe dovezi. Comisia senatorială, printre altele, a confirmat acest lucru și de atunci s-a constituit acea comisie senatorială de, cum e ca, teoretic și la noi, de supraveghere a CIA. Bun. Seymour Hersh, deci ca să înțelegeți proporțiile scandalului, am aici o carte, vedeți? E o carte din America, nu de la noi, da? Uitați aici. Deci aveți aici așa, o chestie. Am două volume, eu vă adun numai unul. Ia să vedem asta, ia să vedem asta. Pentru că chiar nu vreau să scot carte de cercetare asta. Ia uitați. The CIA și securitatea, dezbatere 71-75. Și este vorba uluitor, uluitor. Deci această carte adună, deci adună, uitați aici, că o să vedeți aici, că mi-am însemnat-o, da? Au, uitați și a, uite ce am găsit. O, din ăsta, de la British Museum. Ca să vedeți, acum am luat-o din bibliotecă și am găsit acest bookmark. A, o pisică. A, o pisică egipteană. Deci, adună aici tot ce s-a scris despre CIA după apariția acestui articol. A fost o nebunie. Uitați, uitați, eu le-am subliniat pentru că în acel moment, pe deosebire de presa noastră, presa americană a pornit o cursă turbată, nu să-l contrazică pe el, nu. Sau imediat s-au convocat redacțiile și a zis, bă, ne-a tras o Hersh, New York Times. Ia să vedem și noi. Și atunci s-a pornit o cursă turbată și fiecare ziar, regional, local, central, aducea noi și noi și noi și noi amănunte, încât la un moment dat articolul a fost punct de plecare și s-a trecut o mare, să zicem, anchetă care a și servit comisiei senatoriale, pentru că inițial articolul nu vorbea de implicarea CIA în asasinarea unor lideri din altă, adică tentativele 600 împotriva lui Castro, tentativa cu de succes de asasinare a lui Patrice Lumumba. Da. Ca să înțelege cine e Hersh și autoritatea acestui articol pe care l-am pus pe ecran, pentru că nu e vorba de o știre. Inițial știrea a fost dată la noi de Flux 24,
Încă o dată, cel mai bun site de știri altfel decât cele din presă. Și apoi a fost tradus, a fost prezentat și pe Active News. Mie, Robert Tăcescu mi l-a zis Active News și am zis, am vrut să vă sun după ce am văzut știrea să vă spun cine e Hersh. Pentru că tocmai vorbisem la prânz, la talk show-ul, la podcastul lui despre anchetarea CIA din 75. Uitați, vedeți, Seymour Hersh a scris printre altele cartea asta, o vedeți? E o variantă franceză, da? Și este vorba de cea mai bună carte fața ascunsă a clanului Kennedy, cea mai severă carte, cea mai bine documentată despre personalitatea controversată a lui Kennedy. A avut și el multe, da, părți umbrite. Ia uitați-vă aici ce scrie aici. Pe Hersh. Laureat al premiului Pulitzer în 1970, a fost primul care a revelat crimele comise de marină, de pușcași și marini în orașul vietnamez Mai Lai, de aia a luat și Pulitzer, dați de pe atunci, final război în Vietnam. Seymour Hersh este unul din jurnaliștii de investigații americane, american de investigații, printre cel mai reputat. Așa, și zice aici în The New Yorker, scrie cineva așa, Seymour Hersh este un jurnalist de geniu. În această postură, anchetând mitul Kennedy, investigând, el a înlăturat mai multă mizerie sau noroi decât Hercule în grajdurile lui Ogias. Am spus asta, printre altele, ca să înțelegeți că, hei, Murger, o să vedeți, articolul e mare, nu bate câmpii. E documentat, arată ce unitate a participat, nu? De nu e știre. Nu e la șgheap. Și, printre altele, Seymour Hersh a scris o carte despre torturile, abuzurile, ilegalitățile comise de anchetatori americani în numele luptei împotriva terorismului la Guantanamo. Urmarea acelei lecări s-a făcut o comisie senatorială de anchetă care a confirmat la virgulă tot ce a spus el. Deci, acest articol îl găsiți, l-am pus și eu așa în varianta inițială, îl găsiți într-o prezentat pe larg Active News, un site pe care îl apreciez. Eu pariez, e sigur, în restul presiei nu există. Cine-i Seymour Hersh? Acolo, la coțofenele noastre, nu știu ce, New York Times, mă rog. Bun. Alt subiect. Deja s-a terminat, se apropie. La talk show-ul de la prânz, de la ora 12 la ora 1, cu domnul Robert Tăcescu, venind vorba de vizita lui Zelenski la Londra, turneul triumfal, bla, 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 eu am pus pariu, adică am aruncat ca întrebare, cum va veni îmbrăcat în audiență la Charles. Și am presupus că va veni cu tricou. Ia să vedem ce am zis eu la Robert Tăcescu, da? Maestre, ultima... Da, și acum se duce, ați înțeles că online, la video, se duce ca să-i facă și în Congresul American. Nu știu acum cine o să-i pupe mâna de acolo. O fi având și la ei, cred că Boris Johnson. Nu știu, vă imaginați ce va face. Vreau da, să-i văd pe aia, dacă trebuie să o văd și pe asta, înseamnă că le-am văzut pe toate. Să-i văd pe lor zi, din camera lor zilor, da. Mă înțelegeți, da? Da. Cocoșându-se așa în fața lui Zelenski. Da, e bună observație. Da, și bucurându-se că a venit Zelenski, să zică, domnul Zelenski, da, ce bine că ați venit, ce nu știu ce. Bun. Dar Charles îl primește, stați, îl primește? Cred că îl primește. Cred că îl primește, da. Cred că îl primește. Cred că îl ia și la o tură pe cal,
la un moment dat să plimbe prin pădurile apropierea Londrei. Ar fi frumos să vedem. Și el va fi în tricou. Exact, păi da, mai ales că e vremea bună la Londra acum. Maestre, bun. Au apărut imagini de, deci domnul Zelenski a fost primit în audiență de regele Charles, da? În memoriile prințului Harry se povestește că pe vremea reginei protocolul era atât de rigid, protocolul regal, încât deși Meghan era viitoarea soție a lui Harry, a nepotului, regina a obligat-o să vină într-o anumită ținută de protocol să facă reverențe. Da? Păi, stimate respector, cum dracu la, de, cum să spun, s-a admis de către regele Charles, așa zis rege, ca omul ăsta să vină, sigur n-a venit în tricou, dar a venit în un tricou de ăsta verde. Uitați-vă imaginele. President of Ukraine, good afternoon, Your Majesty. Good to see you. It's real to welcome you here on this occasion. Thank you so much. Great honor to be here. Thank you. Did you find time for me? Well, we've all been worried about you and thinking about your country for so long. I can't tell you. Thank you so much. Anyway, here you've had to address both houses of Parliament just now, so. Yeah, I was there, so big support. Thank you so much. Wonderful. I'm so glad. Anyway. Come and have a seat here. Would you be right here? Deci, pica dracu, el e Charles în costum, ăia sunt cu chit, scoțieni, da? Oameni buni, deci putem spune următorul lucru, că Charles, ce s-a întâmplat la Londra, ne-a confirmat că după moartea reginei, în Marea Britanie s-a abolit monarhia. Păi, doi, oameni buni, cum spune, mă, ce are, mă, Zelenski este, bă, nu știu, nu îi se putea spune, nu, zău că nu înțeleg, n-am nimic cu el. Mă, nu îi se putea spune. Și dacă venea Joe Biden, îi spunea Joe Biden, bă, iată, protocolul trebuie așa, cu tare, trebuie să veniți cu cravată. Este ceva, nu vine să cred. Adică a admis regele Angliei să vină în, mai avea, i-au venit în flan, în niște tricouri. De ce să vină? Nu putea să vină. Și o să vă spun de ce îmi pun această întrebare, pentru că la un moment dat, cred că după 9 zile, mă țin minte precis, a venit în vizita istorică a papei în Cuba lui Castro. Și Fidel Castro, pentru prima dată, și-a pus costum. Oameni buni, și-a pus costum. El avea ținuta aia obișnuită, că eu știam de... Deci era de 30 de ani, aia militară. Și el era în război cu americanii, cu toate acestea, a avut acea decență, bun simț, era, să zic, cubanez, de mare intelectual. Zic, bă, vine papa, nu pot să vin cu ăla, o fiu acolo, nu știu, revoluționar, luptător. Deci aici nu. Trebuie să vină el, să spună, uite, mă, totuși mă duc la acolo, e acolo, e protocol, îmi pun costum, că, na. Acum. Este încă o dată, Zelenski, eu nu cred că este pământean. Eu cred că este venit de pe altă planetă și este un fel de guvernator
al planetei Pământ trimis de cineva. Nu cred, adică să nu respecte ăsta protocolul, da? Bun, ați văzut, da. Domnul Dan Tomozei mi-a trimis, deci câte știți, tata moșul Biden a ținut un discurs la către națiune, care ține. Și Dan Tomozei, un ziarist care este român, dar este la Beijing, a postat și mi-a trimis și mie, pentru noastră, China răspunde președintului Biden. Este sub nivelul unei țări responsabile să folosească concurența ca pretext pentru a denigra alte țări. Și este vorba de faptul că China a reacționat destul de dur la afirmat la obsesia lui Moș Beșleagă ca că obsesia Chinei. Că America are putea câștigarea competiției cu China, ar trebui să menească pătă. Deci, principalul pericol. Am citit, parcă în New York Times, nu știu, un articol foarte frumos în care spunea ce mare este Biden, dar bine ar fi să nu candideze două oară, pentru că vă imaginați, vă imaginați și în stare. Deci, el are acum 80 ceva de ani, da? Va candida și va fi președinte dacă învinge la 86-87 de ani. Băi, americanii sunt nebuni. Lăsați mai oameni buni. Aia Pelosi era și aia mai avea un pic și era tata noi în variantă feminină. Totuși americanii ăia, nu vine un moment în care se vine un Kennedy, un tânăr, tot felul de oameni de 90 de ani, Biden. Bă, nu merge oameni buni, sunt și om în vârstă. Nu mai ai stresul ăla, da, atac cerebral, n-ai cum, ați văzut, te pierzi în ceață, da, bun. Așa. În presa noastră nu s-a scris că va avea loc o 9-10 februarie, deci în curând, chiar azi, mâine, o reuniune a Consiliului European, unde se va duce și Chelnerul șef. Apropo, credeți că Klaus Iohannis ar fi bun de Kellner la Consiliul European? Cred că da. Adică dacă el va termina mandatul și se va pune problema să fie arestat, deși cred că sistemul se va da cu fundul de pământ și nu o să lase pe Codruța să candideze, pentru că altfel Codruța, dacă ajunge președinte, prima dată îl belește pe Iohannis, el zic, o ia pe răbășitoarea, măcar atâta. Deci, acest summit va fi dedicat migrației. Înainte de acest summit, în preambul, Austria și alte țări, 7 țări, printre care Grecia, țările Baltice, Slovacia, Malta, Danemarca, au înaintat o scrisoare președinției Comisiei Europene, deci Consiliului European, prin care solicită măsuri de protecție a frontierelor externe finanțate de UE. Cancelarul Austriei a amenințat că nu votează, nu se boicotează, așa, blochează declarația finală a summitului dacă liderii europeni nu ajung la acorduri concrete pentru combaterea migrației ilegale. Deci tema numărul unu în acest Consiliu și în acest an va fi migrația ilegală. Păi cum vine nouă și ne întreține Trabuțel și cu Chelnerul de la Cotroceni iluzia că se va lua în discuție extinderea spațiului Schengen. Pentru că v-am mai spus, cele două teme sunt nediferite, opuse. Nu poți să discuți, auleu, avem probleme cu migrația și în același timp să spui, da, avem migrația, frontierele noastre sunt șvaițeri, vin aia pătrund, să zic, da, dumneavoastră, trebuie să le extinde la România. Nu, e clar. Câte vreme va fi această temă, nu se va lua în discuție extinderea Schengen. Bun. La jgheab, 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 la jgheab. Așa. Așa. Deci, rușii, bă, da, au hotărât să dea pentru soțiile soldaților ruciși în războiul din Ucraina haine de blan. Bun, așa, da. Noi, la jgheab, s-a pus un articol potrivit căreia
potrivit căruia aceste blănuri, haine blănuri, sunt furate de la ucraineni. Doamne, chiar atât de tâmpiți ne crede ăștia din presă. Ăștia de la serii, domnul Helvig vrea să câștige președinția PNL și a țării, apelând la asemenea mijloace de valabile, cum să zic, nici la Găgejdeal, când mai sunt oameni, la Vaslui. Așa. Și e un lucru foarte simplu. Rusia este țara blănurilor și hainului de blănuri și a căciulă. Bun. Cum adică le-a furat din casele ucrainene? Și hai să vedem sursa. Sursa este jurnalistul și bloggerul ucrainean Denis Kazanski, care a remarcat acest lucru. Toată lumea înțelege de unde au aceste haine de blană, dar toate acestea sunt din casele locuitorilor, așa. Bun. Bun. Hai să vedem, ca să vedeți dumneavoastră ticăloșia, nu mizeria acestui lașgheap. Cel care publică, am zis, îl cunoscutul site-ul șaormistului ăla, da? Îi dă și textul, care de fapt textul este în articol. Vreți să-mi spuneți mie că cineva din presa românească știe ucraineană? Sat? Nu, i-au dat cu totul și i-au dat la șgeap. Nu știu, dar eu cred că actualul serii sub glorioasa conducere a domnului Hilbert va rămâne în istoria, nu în istoria României, nu rămâne, că au fost, în istoria presei românești, prin această infecție, prin această mânjire cu rahat a presei române numite lașgheap. Pentru că ei le dau, să mă respectă, nu cu atât, uitați aici, da? Unul din Ucraina scrie pe blog. La fel de bine, la noi scriu vreo 5.000, da? Cum să iei asta ca o știre? Nici măcar nu era titlu. Știrea era că idiotul ăsta, că idiot, spune că erau blănurile furate. Păi și alea din Ucraina, de unde aveau blănuri? Păi nu spuneam că e eroic. Și îmi dai încă o dată. Deci nu poți să spui la ruși că fură vodcă de la ucraineni și blănuri. Dar încă o dată, deci dacă va fi, am văzut și aici, am văzut foarte multe colimărese care vocesc faptul că poporul român nu e de partea lui Zelenski. Cum să fie dacă se face în numele, dacă propaganda îmbrățișează aceste aspecte greu de imaginat, care se adresează unor tâmpiți, așa cum sunt considerați românii de către Serviciul Român de Informații, Divizia Surse Deschise, și are una sau două, trei ziare. Ia să vedem ăștia. Sunt curios dacă au dat și Digi. Cred că numai ăștia au dat, numai ăștia de la Ziare.com, că acolo este sursa numărul 1 de lașgheap. Da? Așa, Libertatea nu cred că a dat. Poate o fi dat și știri pe sus, că au luat și. Studiu bombă, șoferii băieți, așa, un să zic. Știre. Știre dată de știri pe surse. Așa, da. Un jurnalist american susține că SUA și Norvegia au sabotat Nord Stream ca să aibă. Păi, oameni buni, băi, nu e un jurnalist american că nu se numește Buble. Este Seymour Hersh, marele jurnalist american, da? Păi rezultă că era un jurnalist american pe acolo care scria, știți, chiar la știri pe surse și a dat și el acolo. Așa, un jurnalist american, mi-a plăcut foarte mult asta. Așa. Zelenski mesaj. Dacă rușii mesajele lui Figaro înainte să ia masa cu Macron, asta îmi plac mie titlurile astea, moartea mea, titlurile din știri pe surse. Înainte să ia masa cu Macron și Scholz, așa, a afirmat așa că dacă rușii cuceresc Bahmut, așa, ar avea un avantaj și ar dori să meargă mai departe, deci trebuie să vină și Macronică, și opăritul și să trimită trupe, să vină francezii și să nu mai demonstreze împotriva pensiilor, să se ducă și să oprească Bahmutul ca să poată să facă Macron. Da. Bun. Deci, ok.
Închei, mulțumindu-vă, la revedere!